Felicitări! Cum e să ții în mână premiul pentru golul lunii mai? Mulțumesc! Bună seara tuturor! Nu mă așteptam, sincer. Nu mă așteptam la un așa premiu. Mulțumesc Victorii Cap și e frumos! Descrie-ne un pic golul, pentru că e un gol deosebit. Am primit pasă, am văzut că portarul e puțin ieșit și am zis de ce nu, să încerc. Și uite că am încercat și am reușit. De la ce distanță? Cred că de pe la jumătate terenului a fost golul. Ce fotbalist din fotbalul mare te inspiră? Sunt fan Cristiano Ronaldo, poate mulți o să dea cu hate în mine, dar asta este. Iar la mijlocul terenului îmi place mult de Modric. Dar golurile de la distanță, nu știu, îmi place Valverde, că are un șut puternic. Și poziția ta preferată? Joc la mijlocul terenului. Cum merge echipa? Ce obiective aveți? Echipa nu merge extraordinar de bine în ultimele etape. Pe această cale vreau să și rog cumva Victorii Cap să analizeze situația nucleului nostru, că de asta nu merge echipa bine, și anume Manea Cătălin. Poate totuși să se ia o decizie bună în privința lui, pentru că din cauza asta nici echipa nu mai merge bine. Prima dată aveam șanse la promovare, acum am decăzut. Și faceți revoltă? Nu facem revoltă, nu e felul nostru să zic așa, facem revoltă, doar na, suntem pașnici și ne vedem de fotbal, să nu uităm de ce venim aici. Mișcare și... Asta vreau să te întreb, cum ți se pare experiența la Victorii Cup? Păi, joc la Victorii Cup din 2018 sau 2017, nu mai știu exact, a evoluat din ce în ce mai mult și o face, pe an ce trece, ediție ce trece și... Uitați, primim premii, este alt nivel, este un alt nivel și... A fost cel mai frumos gol dat de tine până acum de când joci fotbal sau au fost și altele mai frumoase, dar netelevizate, neprinse de cameră? Nu vreau să fiu modest, au fost și altele mai frumoase, chiar tot în meciul acela am mai dat două goluri frumoase, de asta colegii de echipă râdeau și ziceau că ar trebui să concurez singur în ziua aceea, dar n-am concurat singur, mai este câteodată. Ai văzut golurile lui Hagi date de la jumătatea terenului la Real Madrid și la Barcelona? Le poți compara cu golul tău? Da, am văzut golurile, nu le pot compara nici pe departe. Păstrăm proporții. Să zicem că... Te strigă lumea Hagi? Nici pe departe. Din partea partenerului nostru Ergol, vei primi un voucher în valoare de 500 de lei pentru a-ți achiziționa produse sportive din magazinul online. Ți-ai făcut așa o listă sau ai vreun obiect pe care ține apărat să ți-l achiziționezi primul? Nu mi-am făcut neapărat o listă, cred că e cel mai probabil Adidas de fotbal pentru sintetic, asta e cel mai important să avem la noi când venim aici la Victorii, nu știu, altceva o să mă uit exact pe site-ul lor să văd exact și am înțeles că au produse de calitate foarte mare.